Se caută soluții pentru prevenirea accidentelor din județ, inclusiv la trecerile de pietoni și cele de cale ferată. Cetățenii municipiului Rădăuți consideră că vina în cazul accidentelor rutiere cu pietoni implicați aparține atât șoferilor cât și trecătorilor în proporție de 50%. Ei consideră că ambele părți ar trebui să acorde mai multă atenție în trafic, șoferii să încetinească la trecerile de pietoni și să acorde prioritate acestora, iar pietonii să nu se arunce pe treceri înainte de a se asigura că pot trece în siguranță. S-a constatat faptul că în județul Suceava cele mai multe victime ale accidentelor rutiere sunt pietonii. Ce părere aveți? Respectă pietonii regulile rutiere sau vinovați ar fi șoferii care nu acordă suficientă atenție pietonilor? Părerea mea 50-50. Și pietonii nu respectă, uite să se asigure, și șoferii nu prea respectă limitele de viteză. Deci vina aparține tuturor părților. Atenția trebuie acordată din ambele părți. Unii șoferi sunt vinovați și pietonii la fel. Unii sunt grăbiți și trec și nu dau prioritate și pietonii instantaneu, mai ales fără unii nu sunt semafoare, pune piciorul, nu se uită că vine mașina sau nu vine, se întâmplă că nu poți opri. Poate și pietonii, poate și șoferii nu sunt atenți, nu știu. Ce să vă spun? Dar fiind faptul că și eu sunt pieton, câteodată, știți cum e, sunt vinovat și eu, dar sunt vinovat și șoferi. Nu putem face o, cum să spun, o vină chiar să dăm pe șoferi sau pe pietoni. Toți suntem oameni și putem greși oricând. Așa că, na, sunt de vină și pietoni câteodată, sunt de vină și șoferi câteodată. Vina este împărțită în două. Sunt pietoni care nu se uită nici în dreapta, nici în stânga când traversează strada, au căști în urechi, ascultă muzică. Una din principalele cauze ar fi aceasta. O altă cauză, graba șoferilor. Și pietonul este un fel de participant la trafic, iar șoferii trebuie să respecte și această categorie participantă la trafic, respectivă pietonii. De multe ori nici pietonii nu respectă, pentru că știți ce fac, ei trec din fugă. Când ajung, aproape să ajungi cu mașina acolo, ei nu se uită să vadă ceva, ei pornesc așa din fugă dintr-o dată. Și pe de-o parte, na, poate sunt vinovați și șoferii care nu sunt atenți. Trebuie să fii atent, la orice trece de pietoni, înainte cu câteva secunde poți să oprești un pic. Întrebați dacă trecerile de pietoni sunt amplasate corect în municipiul Rădăuți, șoferii au afirmat că în timp ce unele au o vizibilitate foarte bună, altele sunt amplasate în locuri care nu îți permit o asigurare de 100%. Considerați că trecerile de pietoni sunt amplasate corect? Au vizibilitate? Unele da, unele nu. Sunt multe amplasate foarte prost, care n-au nici semnalizări, n-au vizibilitate, sunt amplasate chiar imediat după rotundă, n-apuci, se blochează rotundele astea. Multe sunt foarte prost amplasate. La unii da și la unii nu. În mare parte. Sunt care au și sunt care nu au. Unele sunt chiar fără vizibilitate, dar na, nu depinde de noi asta. Cei de sus? Altceva, ce să spun? Sunt destule treceri, mă gândesc, dar sau niciodată nu sunt destule chiar. Pentru șoferi sunt prea multe, pentru pietoni sunt prea puține, știți? Cam așa e părerea mea, na. Oricât de vizibile ar fi trecerile de pietoni înainte de a traversa, este imperios necesar să te asiguri. Vine un șofer care zboară gândul în altă parte, Doamne ferește, mașina nu are timp să oprească, faza bună trece prin mejdearea. Eu după mine așa am văzut că da, au vizibilitate. Sunt date corect. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat miercuri în plenul Consiliului Județean ca Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Suceava să analizeze și să găsească soluții pentru prevenirea accidentelor din județ, inclusiv la trecerile de pietoni și cele de cale ferată. Și aș vrea să rog încă o dată și să cer atopului de la Suceava să faceți o discuție și o analiză, pentru că tot vorbiți de prevenirea accidentelor, să umblăm la cauze, să vedem
ce putem face, prea multe accidente, inclusiv la treceri de cale ferată, inclusiv astfel de accidente, poate semnalizări, mai multe afișaje, mai multe programe în școli de prevenire, acolo unde trecerile sunt în incinta școlilor, a cartierelor de locuit. Orice acțiune de prevenire de acest fel este foarte binevenită pentru a evita astfel de catastrofe umane. Sigur, discutăm și situația semnalizărilor, a trecerilor de pietoni. Am cerut o inventariere de la toate primăriile a locurilor de traversare în apropierea școlilor. Am primit astfel de informări, nu de la toate OAT-urile, din păcate. O să insistăm în continuare, pentru că foarte multe din aceste treceri de pietoni sunt amplasate și necorespunzător, și în zone cu vizibilitate redusă și pot face mai mult rău decât bine. Vom continua să avem ca și preocupare. Din fericire, anul trecut am încheiat anul cu, fără să mai fim pe primul loc la accidente rutiere în țara noastră, cu victime, ceea ce este un lucru îmbucurător, dar nu este de ajuns și vom face tot ce ne stă în putință să prevenim astfel de lucruri. Mulțumesc! Din păcate, cea mai mare rată a accidentelor mortale se înregistrează în rândul pietonilor și bicicliștilor. În rândul tinerilor este o modă, dacă vreți, aceea de a folosi căștile în timp ce se deplasează sau traversează strada sau merg prin locuri nepermise, ceea ce este o chestiune foarte, foarte dăunătoare. Și împreună cu colegii din ATOP am discutat fel de fel de proiecte pe care să le inițiem în acest an cu privire la instruire, la conștientizarea în rândul tinerilor și a elevilor acestor pericole. Să fie introduse pe posturile de televiziune măcar un sfert de oră de educație a cetățeanului sau a pietonului în locurile aglomerate, la treceri de pietoni, la treceri cu calea ferată și așa mai departe. Pentru că nu există absolut nicăieri. Oricât efort am face noi aici, în ATOP sau poliția, după ce au plecat din acele zone, sigur că se pot întâmpla accidente absolut stupide. Noi ne mirăm, dar sunt absolut stupide și din neglijență maximă a pietonului care se aruncă în fața mașinii. Mi s-a întâmplat la Suceava. După ce am intrat, dacă nu eram atent și nu mergeam foarte încet, treci peste cineva. Deci ei nu țin cont în momentul în care văd o trecere de pietoni, ei se aruncă, nu mai se uită, nu se asigură. De aceea o minima educație care o pot face mass media vizuală, în primul rând, nu cea vorbită, televiziunile, ar fi absolut utilă. Și acolo, repet, unde avem copii supravegheați, unde avem școli, unde e nevoie de mai mult afișaj și participarea societății civile trebuie mai activă și să-i chemăm în aceste proiecte.